O femeie din Rio do Largo, un oraș din Brazilia, și-a legat soțul cu o funie și l-a dus cu forța la centrul de vaccinare, relatează mai multe publicații locale. Videoclipul postat pe Twitter a devenit viral pe mai multe rețele de socializare. Evenimentul a avut loc într-un centru de vaccinare din Rio do Largo și a fost filmat de angajații de acolo. Imaginile au apărut pe rețele de socializare la sfârșitul lunii ianuarie, dar nu se cunoaște exact când a avut loc însă întâmplarea. Din imagini se poate vedea cum bărbatul stă cu minte pe un scaun, în timp ce femeia stă lângă el în picioare și îi ține frânghia cu care și-a și legat soțul. Conform celor mai recente statistici, 70,5% din populația braziliană este complet vaccinată împotriva COVID-19, cu 361 de milioane de doze totale administrate.